Săptămâna imunizării anunțată de luni a început de facto astăzi la mijlocul săptămânii. Noua campanie prevede mai multe puncte mobile de vaccinare, dar puțin locuitori ai orașului știu unde să le caute. Campanie de imunizare este una eșuată, consideră unii experți de la Chișinău. Este o reticență foarte mare la vaccinare și este și o încredere foarte mică în autorități. Nu se gestionează criza pandemică la nivelul așteptărilor oamenilor, respectiv nivelul de încredere în autorități este foarte mic. Autoritățile ar trebui să explice pe înțelesul tuturor oamenilor beneficiile vaccinurilor, afirmă experții. Întrebarea mea este pe cât de accesibile ele sunt pentru publicul larg. Cum oamenii publicul larg, cei care, spre exemplu, nu au Facebook și nu accesează site-ul Ministerului Sănătății, văd aceste informații. Ministerul Sănătății a anunțat că lansează săptămâna imunizării, dar niciun eveniment din cele programate nu a avut loc. Campania prevede crearea unor puncte de vaccinare suplimentare pentru pacienții din spitale, dar responsabilii de la Spitalul Republican au spus că acest lucru nu s-a întâmplat. Totodată ar urma să fie organizate puncte de vaccinare în centrele comerciale și în parcările unor rețele de supermarketuri, însă lista acestora nu a fost publicată. Echipa noastră de filmare a mers la un centru comercial, unde, conform planului, vaccinarea ar urma să înceapă încă de luni. La centrul municipal de vaccinare am găsit doar câțiva oameni. Aceștia ne-au spus că nu au fost convinși că au nevoie de vaccin. Другая варианта просто нет. Даже если ты не хочешь, тебе просто приходится. То есть вы бы не хотели вакцинироваться? Если бы была возможность этого не делать, я бы этого не делал. А для здоровья? Не очень верите во все это? Если бы и так, довольно-таки неплохо чувствую. Alții au declarat că au decis să se vaccineze după ce s-au informat din surse străine. Ну, в воскресенье включила, послушала выступление Путина на Валдае, посмотрела Евроньюз, посмотрела все, что показывали про европейские страны, Румынию. И в понедельник проснулась с мыслью, что я сделаю прививку. Medicii spun că într-o zi sunt vaccinați cel mult 200 de oameni. Cum deci veneau, se adreseau vara la vaccinare, cam acum decurge așa, persoanele vin la vaccinare în sezonul ăsta din octombrie. Populația ar trebui totuși să fie mai conștientă și să se adreseze cu mult mai multe persoane la vaccinare. Mai mulți oameni merg la imunizare în troleibuzul special adaptat care stă în stradă. Mentalitatea la noi cum? Ea să treacă, o să treacă și acum la un moment dat ajungi că vezi toate ce se întâmplă și schimbi mentalitatea și este necesitate, nu socot un capriciu, un moft. Am întrebat pe responsabilii din cadrul Ministerului Sănătății de ce au lansat campania de informare abia la mijlocul săptămânii. Totul decurge conform planului, ne-a declarat secretarul de stat Svetlana Nicolaescu. De astăzi, noi avem și un ordin a Ministerului Sănătății emis în acest sens, referitor la desfășurarea sau amplasarea punctelor adiționale, punctelor mobile de vaccinare. O parte din aceste puncte au fost amenajate ieri, deși termenul era sau am planificat să începem, să inițiem de astăzi. Mulți oameni pe care i-am întâlnit în stradă au aflat de la noi că în această săptămână au posibilități reale de vaccinare. Ați auzit că acum săptămâna imunizării? N-am auzit. Puțin știu, pentru că nu știu unde s-a amplasat și de ce, îmi pare rău, dar nu prea m-am interesat. Am auzit diferite cazuri despre efectele negative ale vaccinării și nu aș vrea să ies. Mai aștept o perioadă, apoi deja o să văd. Pentru a îndemna oamenii să se vaccineze, acum Ministerul Sănătății a lansat săptămâna imunizării. Pentru a vă îndemna și pe dumneavoastră să vă vaccinați. Ați auzit despre asta? Nu am auzit, sincer, nu. Autoritățile din sănătate și-au propus să imunizeze în această săptămână cel puțin 70.000 de persoane. În acest sens, ar fi fost amenajate puncte de vaccinare suplimentare în 17 localități din Republica Moldova.